Salut și bine te-am găsit la un episod din nou. Panica astăzi pentru tine un tank review și anume Chieftain MK6, un tank de tier 10 premium englezesc care acum este la vânzare la un preț de 20.000 de gold full echipat cu echipamentul dat pe el, deblocat cu legendarul camuflaj royal și de asemenea avem mai primit și 25 de boostere de X5 experiența. Bundle-ul spune că este cu 35% redus. Nu știu ce să spun. Mă abțin. Și anul trecut și acum 2 ani a fost la același preț, 20.000 de gold. Dacă vrei să iei doar tankul și un garage slot, fără nimic altceva, vei plăti 17.500 de gold. Dacă e mult sau puțin, nu știu ce să zic. Cred că asta ar fi prețul standard pentru un tier 10 care este deja de vreo 3 ani la noi pe joc. Deci mai jos de atât nu cred că va, probabil de Crăciun va fi mai ieftin dacă chiar vrei să cumperi acest tânculeț. Vestea bună este că la secțiunea Gold, dacă nu ai deja acest Gold și vrei să-l cumperi, să știi că sunt câteva oferte foarte, foarte tentante, undeva la 20 și ceva de euro lire, aproape poți obții acest tânculeț. Deci vei primi 8.500 gratuit. Da, interesantele ofertele astea de aici toate sunt la jumătate de preț. Sau mai precis, îți dau ei dublu față de prețul normal. Ceea ce, da, nu pare scump pentru un tier 10. În schimb, din start, înainte să încep acest review, în amănunt, vreau să-ți arăt cum stau eu pe tank. 46% win rate la 91 de bătălii, adică execrabil. Este cel mai prost tank pe care eu l-am jucat vreodată, dar nu este tankul prost, ci eu sunt de vină că nu reușesc nici cum să învăț tankul, deși îl cunosc în amănunt, pot să spun. Average damage 2200 și la 90 de bâte n-a reușit să iau nici măcar o dată un as pe el. Ceea ce, da, ar fi trebuit, la 100 de bătălii ar fi trebuit să scot un as pe tânculeț. Tankul arată foarte bine, spun sincer, nu l-am văzut în viața reală, nu a fost încă la tank fi să-l văd, dar probabil că seamănă în cel mai mic amut. Are, e foarte, foarte frumos, extrem, extrem de frumos acest tânculeț. Are niște detalii pe el extraordinare și dacă mai pui și camuflajul legendar pe el, care eu nu l-am, atunci într-adevăr arată foarte patriotic pentru englezi. Da, foarte frumos, absolut impecabil, nu știu, ca și o bijuterie, efectiv ca și o bijuterie arată acest tânculeț. Hai să intrăm în Blitzhangar. E bine, am făcut acele setări care le folosesc și în joc pe acest site și hai să vedem, ca și HP 2500 este absolut mediocru, view range 270-280 de metri, stă bine. Ca și putere de foc, aici îmi place, are două APCR-uri, atât pe muniția de bază cât și premium, iar mai are și high explosiv. Pe muniția normală, cum îl folosesc eu cu calibrated shells, am 2907 DPM, va sări de 3100 dacă vei folosi gun rammer-ul, ceea ce să știi este un lucru bun dacă ai sta să stai să schimbi foc cu cineva. Ar fi un DPM foarte bun pentru un tank heavy de tier 10, sincer, dar eu voi folosi calibrated shells pentru alt motiv și anume pentru acest high explosiv, o să intrăm în amănunte. Ca și penetrare pe muniția normală ai 273 cu un alpha damage de 400 și un velocity de 1800 de metri pe secundă, ceea ce este incredibil de bun. Iar penetrarea care se pe cu distanță este foarte mică, 4,81. Pe muniția Gold ai tot APCR, cum ți-am spus, o muniție foarte bună, foarte rapidă, trece prin obstacole, space armor, are o penetrare de 326, deci cu această penetrare să știi că stai foarte prost, dar dacă ai folosit gun armor ai 310, deci automat în mouse, de exemplu, ar fi foarte dificil să-l penetrezi, extrem de dificil. Alpha damage 360 pe această muniție și un shell velocity 1755, iar penetrarea 645 care se pede, repet, cu supercharge care îți reduce la jumătate acest plus. Partea de high explosiv, de asta folosesc eu calibrated shells, am o penetrare pe high explosiv de 121 de mm, adică o penetrare foarte mare, iar alpha damage este 515, deci între 400 și 515 este o diferență foarte mare, iar pentru că tu poți să penetrezi cu 121, foarte multe tankuri le poți penetra din lateral și spate, aproape toate din spate,
iar din față sunt chiar multe, la fel care le poți printra ca și lateral cu această muniție. Deci trebuie să ai destul de multă muniție high explosiv montată pe acest tun. Singura problemă la el este că dacă vorbim de 1800 de metri pe secundă, 1800 de metri pe secundă pe cele două APCR-uri, aici scade la o treime, 870, la sub jumătate, 870 de metri pe secundă. Deci la distanță foarte mare, după un tank în mișcare să nu tragi cu explosiv. Ca și calibru este 120 și cum îl folosesc eu cu acest calibru, și el se încarcă la 8 secunde 20. Ca și aim time, să știți, stă foarte bine pentru un tank heavy, 1.74. Dispersia este bună, 0.31. Este o dispersie foarte bună pentru un tank heavy. Când tankul se mișcă sau se rotește, stă bine de asemenea. Și inclusiv când se rotește turela, stă binișor, deci cercul nu se vrește foarte mult. Ca și aliniament al țevii față de target, stă excepțional tankul ăsta, are 10 grade de presie și 20 de elevare, iar turela se învârte foarte, foarte repede cu 36 de grade pe secundă. Asta înseamnă că tankurile medii cam greu îți vor face ție Circle of Death. De asemenea, ca și greutate, tankul are 55 de tone, o viteză mediocră cu fața 42 și cu spatele 15. Caii puteri pe tonă sunt între 9 și 14, deci este ok. Iar traversa se învârte și ea de asemenea foarte repede, între 24 și 38 de grade pe secundă, în funcție de terenul pe care te afli. Cel mai bine se pare că se mișcă pe deșert. Cu 35 de grade pe secundă. Dacă adaugi asta cu încă 36, cu cât se învârte turela, ai undeva la 70 și ceva de grade pe secundă, ceea ce este absolut uimitor, absolut uimitor pentru un tank de heavy. Ca și mărime, tankul este destul de mărișor, 7.32, iar un tank care are un viraj de 300 de metri, nu are rost să povestim, te va spăta dacă tragi la 208. Dacă stai nemișcat, fără să tragi 246, deci absolut nu ești un ninja lău să te poți ascunde. Oricum nu-ți recomand treaba asta. Ce ne recomandă site-ul? E bine, pentru că ai un DPM bun, îți recomand așa cu jumătate de guriță 1 vs 1. Asta da, pentru că ai o penetrare foarte bună pe pe high explosiv și dacă reușești cumva în acest brawling să lovești targetul tău cu high explosiv, atunci automat vei face un damage frumos. Da, iar pentru că calitatea țevii este excepțională, absolut jos pălăria, o crește repede, aiming time-ul este bun, dispersia este bună, shell velocity este bun, toate calitățile la ta, penetrarea care se pierde cu distanță este mică, poți să faci long range sniping, deci tu ești un sniper cu acest tank, dar bineînțeles nu stai în tufe cu el. Pe Armor Inspector, e bine, tankul arată destul de bine, am pregătit aici tot un chieftain MK6, să vedem cum te vede el. Cu o penetrare mediocră pe muniția de bază APCR și Gold de asemenea APCR la fel. Da și nu. Nu este chiar cea mai perfectă turelă, dar într-un fel este bine pentru că îți dă niște momeli. Să știi că vei lua avansuri, dar vei și fi penetrat. Deci asta este cumva cu două tăișuri. Dacă îți folosești sau nu turela pe post de momeală, s-ar putea unele turnuri mai mari să-ți facă probleme. Deci am pregătit acest tankuleț ca și adversar, pentru că în poziția de hold down, dacă te așezi în poziție de hold down de 10 grade, e bine, spoturile verzi se micșorează și predomină cele roșii, asta înseamnă că vei lua mai multe bounce-uri, dar nu ești impenetrabil. 300, 200, 300 și un pic. Problema mare este la acest hatch. Înțeleg, îți ascunzi în poziție de hold down, îți ascunzi lower plate-ul, dar hatch-ul din păcate nu-l poți ascunde. 70-80, asta înseamnă că inclusiv cu high explosive poate să spună 644 max troll în această cupolă. Iar dacă stai nemișcat ca un robot și cineva de la distanță reușește să-ți lovească un tank destroyer, poate să te aducă la one shot. Acesta fiind spus, hai să vedem. Sidescape în tank, din păcate, nu poți să faci, este foarte slab armurat lateral, nu poți să faci scrape în el. În schimb, am impresia că în o secundă. Da, ai un space armor care s-ar putea să te ferească de un splash damage în cazul în care cineva vrea să tragă după șasiul tău și pe care nu ți-l nimerește, ai doar 60, deci aici vei fi hășuit fără probleme și va trage mai jos puțin și îți va face un splash damage. Deci cam ăsta ar fi rolul acestui space armor, dar nu altul. Să știi că pe partea de
lateral, după cum vezi, vei putea fi heșuit de câteva tancuri. Ai 90, 100, 120, 70, 55 de milimetri de armură, vei fi penetrat cu explosiv. În spatele turelor ai doar 30 de milimetri, ai foarte, foarte mare grijă, iar în partea dorsală ai doar 25, deci absolut oricine va pune high explosiv în tine. Există și există și module pregătite la acest tanculeț în partea din față, deci de asta zic să ai mare grijă când te expui cu acest tank. Ai două amoracuri, ceea ce nu știu cât de ok este, sincer. Nu am fost aruncat în aer, dar s-ar putea să-mi dau peste guliță, să nu cumva să fiu tocmai în următoarea tură. Aici, de asemenea, așa e un amorac, 2, 3, 4, nu știu câte sunt, în partea din spate ai un motor imens, iar rezervoarele sunt pe partea stângă și dreaptă, deci da, vei fi, foc vei lua foarte des. Foarte des în acest tânculeț. Acestea fiind spuse, hai să vedem cum echipezi tânculețul și să-ți explic și de ce îl echipezi așa. Bineînțeles, ăsta este un subiect de discuție legat de echipamente și consumare și mai departe. Pentru că, în principal, la motoarele bune ar trebui să stau teoretic în prima linie. Teoretic. Dar, pentru că nu am armă atât de bună, voi încerca să nu fiu, chiar dacă sunt în prima linie, să încerc să nu fiu chiar eu mascota care să iau bounce-uri sau damage. Deci, aș prefera să stau în linia a doua. Cu toate astea, pentru că tankul este foarte vulnerabil și pot să fie ieșuit din trei direcții, să nu zic mai multe, lateral și spate, atunci automat trebuie să-mi folosesc să am repair kit-uri în caz de nevoie. Folosesc adrenalina, neapărat acest 10% șansă de a face damage la module este extrem de important când folosești high explosivul și vei face damage imens la module. Ca și provizii, folosesc tot ce mai scump, probabil ce mai bun, rația mare, improve fuel și protective kit-ul de asemenea, foarte din cauza armurii, care este cam lipsă. După cum vezi, am echipate, magazinul este foarte mare de muniție, apropo, are 90 de, poți să-ți echipezi cu 90 de proiectile, 36 muniție principală, 30 premium și 24 high explozive. Pe partea de echipament, aici este foarte, foarte discutabil acest bonus de calibre și să știi că îți oferă în principal un bonus la acest high explosive. Hai să încerc totuși pentru tine și să-l schimb, pentru că la celelalte două muniții se oferă doar un 5%, deci nu e o diferență foarte mare pe AP CR-urile de primele. Voi lăsa supercharge-ul pentru că voi încerca să trag la distanță mare cu acest tank, nu voi sta în brawling să mă bat cu nimeni de aproape. Și de asemenea, pentru că mă mișc față-spate, cu acest tanculeț încerc aim-ul să fie mai mic, cu cât se poate de mic. Dispersia este bună deja la 0.3.1.2, nu cred că are rost să o mai îmbunătățesc și mai mult, și mai degrabă aim time. Ca și vitalitate, cum ți-am spus, stau în prima linie, ar fi bun ramul, dar totuși nu vreau să fiu mascotă și prefer defense sistemul. Nu am armură sau am ceva, dar nu știu cât de mult contează acest 4% la hull, ca urmare folosesc 141 HP în plus. Iar modulele să se repare cât se poate de repede, asta ca să nu fiu permatract în câmp liber. Ca specializare, bineînțeles, voi folosi Optix ca să fac spot echipei. Engine Accelerator, tankul, l-ai văzut, are ceva cai pe tornă destul de bine, dar de ce să nu îmbunătățesc și mai mult? Iar Consumable Delivery System ca să folosesc aceste consumabile mai des. Deci nu pe un termen mai lung de timp. Acestea fiind spuse, să știi că am un singur match pentru tine și ăla nu este, nu știu ce am nimeni, niște roboți. Voi juca un joc în Encounter, unul live și apoi o să spun replay-ul pentru că efectiv nu știu ce altceva ce să zic. Ca și concluzii, la 100 de bătălii, aproape 100 de bătălii jucate, să știi, eu, pentru mine, tankul ăsta nu este făcut. Turela, după cum vezi, hatch-ul este pe partea din spate, pe partea din mijloc a turelei, nu este pe partea din spate. Ca urmare, în momentul în care tu îți lași țeava în jos, hatch-ul acela nu dispare. Dacă era montat un pic mai în spate, atunci aveai șansă să poți să stai în poziție de cooldown și să încasezi ceva bounce-uri, dar așa, mie mi-e tare frică că dacă vei întâlni un alt chieftain sau un de calibru mare, de aproape, să știi că mă poate penetra în acest hatch cu high explosiv. Ia să vedem primul client.
din păcate, mi-a sărit țeava, nu l-am nimerit unde am vrut, cu explosiv, bineînțeles. Aș vrea să-l nimeresc cu explosiv, să iau 500 jos. Hai să vedem dacă putem să punem un high explosiv în hatch-ul lui. Nu. S-a retras la timp. Am și un Jagdpanzer în spatele meu. Noroc că nu m-a lovit. Ia să vedem un 563. Un rol frumușel acolo, ok. Ia să dacă nimeresc catch-ul acela. Din păcate nu l-am nimerit. Din păcate ce nu știu cât de avantajat sunt cu acest tank să se fac schimb de foc. 559 după cum vezi am dat în hatch. Da, s-ar putea să știe și el șmecherea asta. Din păcate de tora asta nu l-am nimerit. Să văd dacă ridic țeava, poate scap. Da, am scăpat. Ok. Cam asta ar fi, ia să vedem dacă... Prietene, mă cam încurce acea, serios. Dacă prin cu lateralul, da. În ultima milisecundă s-a retras de acolo. Nu tocmai un... tocmai un joc rău, doar că nu am făcut damage, am fost băcat de altcel chieftain și nu prea am avut ce să fac, ia să vedem. Partea din spate nu se prea lasă tunul, ok. Da, din păcate nu l-am nimerit. Asta este, hai să mai încercăm. Da, Jagdpanzer este total paralel cu jocul ăsta, absolut total paralel cu jocul ăsta. Absolut total paralel cu jocul ăsta. Un joc câștigat, dar nu știu, nu, repet, nu, eu nu mă descurc cu asta, nu știu, nu-mi place deloc. M-am bazat probabil foarte mult pe alți jucători foarte buni care mi-au spus că tankul este wow, este extraordinar și că da, are o armură incredibilă, tankul nu are armură incredibilă, să știi, ești penetrabil, este acest spot într-adevăr care nu se consideră a fi parte din tank și vei sunt câțiva roboți, probabil începători, jucători care nu cunosc și văd asta că e negru și vor trage în el, deci este un fel de momeală, acest attachment sau ce este, dar un jucător care știe, ai văzut, poate să pună 560 cum am pus eu în hatch-ul acestui chieftain. Nu știu ce altceva să mai spun, hai să vezi, am jucat vreo câte meciuri, 4-6 meciuri și uite câte am pierdut din ele, 1, 2, 3, 4, 6, deci am jucat 6 meciuri din care am pierdut, din 6 meciuri am pierdut 4, deci categoric nu merge mie bine în tankul ăsta. Hai să vedem, am făcut un first class pe Himmelsdorf, nu este nu știu cine ce, nu știu cine știe ce joc. Este un joc la în encounter, bineînțeles, mi-am ales ca să fie mai ușor pentru mine. Nu am mobilitate atât de bună încât să influențez bazele la suprimație. Ca și matchmaking am văzut că au un E100 și ne așteptam să vină pe partea stângă categoric. Două Jagdpanzerele care sunt în pluton, chieftain, Kramwagen, deci categoric, și un T57 Heavy, deci categoric lupta se va da pe partea stângă la baza D. Cu toate astea, o să vezi, este un lucru de luat în seamă când ai tankuri cu hatch-uri pe anumită parte a tankului. Sunt care au pe mijloc, sunt care au pe stânga sau dreapta. Dacă în cazul nostru vorbim de hatch-ul pe partea dreaptă, bine, trebuie să ai cover pe partea dreaptă, astfel încât tu faci un spot și te bagi înapoi în cover, dar să ai cover-ul pe partea dreaptă. Vei vedea imediat, în partea stângă vei primi bounce-uri. Vei primi bounce-uri în partea stângă a turelei, dar... și bineînțeles și în upper play pentru că este puternic, dar nu și în hatch dacă este cumva prins. Uite aici, primul high explosive, 430. Nu, scuze, am tras pe IP, scuze, am tras pe IP. Aici, din păcate, am tras puțin mai jos, nu l-am penetrat, dar oricum l-am folosit, l-am făcut să-și folosească deja un repair kit.
Ia să vedem. Din păcate am tras după un tank și am nimerit alt tank. Da. Ce să văd, o momială? Nu. Da, s-a dus pe apa sâmbete max rolul meu, după cum am văzut, speram să-l nimeresc. Dacă îl nimeream 644, eram absolut fericit. Da, de data asta nu m-a nimerit el în hatch, mi-a făcut doar un splash damage. Ia să vedem cu șat frumos, bineînțeles, 433. Ce am observat cu muniția de bază, cu pistolul de bază, știi că faci mai mult de 400 ca o compensare la faptul că probabil nu faci damage foarte mare, nu știu, pe APCR. Ia uite și ușat frumos în spate, ai văzut 25.000 de armură, nu e nicio problemă să fii penetrat de oricine. Da, a revenit chieftainul la locul lui, foarte bine a făcut. Nu încerc decât, după cum vezi, pe partea dreaptă să mențin acest del ușor, astfel încât să le fie greu să nimerească hatch-ul, mai ales că mă mișc tot timpul, după cum vezi. Și am făcut primul kill, ok, suntem 7 vs 5, văd că sunt un tank a căzut, ok, hai că putem să pușăm acum, nu mai încape discuția. 478 de kill, foarte, foarte frumos pe APCR, pe munița de bază. Și mai sunt două tank-uri distroiere. Mă pregătesc pentru acel grill. Hop, este și un panzer aici. O, Doamne, mă trag în spate să nu mă nimerească tocmai pe mine. L-a luat pe săracul l-a scos din joc. E bine, am și un max roll pregătit. Bineînțeles că prin high explosivul, absolut. 644, dacă se poate și un RAM. Da, bineînțeles. Și uite, 130 am luat RAM de la un grill. O, Doamne. Și a dat 107. Da, deci nu meci absolut senzațional, este doar un first class. Cum de mici, bunicel pentru tier 10, dar se poate mult, mult mai mult de atât. Am văzut jocuri și cu 7500 în acest înculeț, făcut de colegi de-a noștri români. 4200 de mici și 3 kill-uri, first class și la un base de 1431, da, deci nu te aștepta să iei master. În schimb, cred că eficientul tankului, să știi, este extrem, extrem de bun. Vei face credite dacă cauți un tank cu care să faci credite în tier 10, ăsta este. Nu cunosc altul să facă așa de mulți bani și mai ales dacă folosești muniții high explosiv, pentru că da, ai o penetrare bună și le folosi, atunci pentru că faci foarte mult damage la module, atunci automat experiența ta va crește foarte repede și banii care faci pe tură vor fi mult mai mulți. Acestea fiind spuse, nu știu cât de mult te-a ajutat sau nu acest replay, ca și o părere absolut personală, tankul merită bănuții, merită 20.000 sau 17.500, depinde care bundle îți place. Dacă vrei să-ți cumperi Gold, nu uita, este aplicația, asta e reclamă gratuită, nu o să spun. Poți obții și mai ieftin de atât să poți să-ți cumperi acest bundle cu Gold. Vei primi ceva înapoi. Dacă vrei amănunte, lasă un mesaj și lasă să spun în particular. Cât despre tank, da, este o ofertă bună, este aceeași ofertă ca acum un an și 2 ani, cu 20.000 de gold s-a mai vândut acest înculeț, dar repet, pentru mine personal tankul nu funcționează, sau cel puțin eu l-am jucat în primele bătălii, primele 50 de bătălii, 100 de bătălii, inclusiv acum prea agresiv, prea în prima linie. Tankul, în mod normal, se joacă în spatele tankurilor heavy, ca și tank support, și dacă se poate să fii cel care dă damage, să lovească țintele la distanță, pentru că calitatea tunului este excepțională. Acestea fiind spuse, sper că acest serviciu a fost de folos și dacă te gândești să-ți iei tanculețul ăsta, MK6-le, eu îți urez mult, mult succes în el. O zi bună să ai, salut!